Bună seara și bine v-am găsit la Indie Club, eu sunt Teo și în această seară o să ne jucăm Inline, care este un puzzle game care costă 5 euro și la reducere costă 3 euro. Sunt extraordinar de obosit. Play. Salut, Florinel! Grab shape. Form lines. Ok, deci e un fel de Tetris în variantă imovabilă. W, căcat. Aoleu. Yep. Obosit. Nu știu dacă fac bine ce fac. E un fel de hex, da. E un joc de relaxare. Dacă ți se pare că Tetris-ul e prea violent. Nope.
Deci am dat skip. Salut, Teo Florin! Welcome! Cred că am o problemă să... vreau să fac foarte multe linii. Și ar trebui să nu mă mai focusez atâta pe linii. Să mă focusez pe făcut... combo-uri. E Tetris softcore, de fapt, nu e hardcore. E... Salut, Zarno. E un Tetris mai slow, care te lasă să și gândești. Dar... nu dau seama dacă nu joc bine sau joc bine. Este... foarte dubios pentru mine ce se întâmplă. Pentru că... pentru că îți dă șansa să gândești. Te gândești că poate n-ai pus bine cum trebuie la Tetrisul normal, e mai reactiv. E, bă, asta am avut, acolo am pus. Salut, șamane! Asta e mai... dacă nu-i bine aici, dacă am greșit ceva. Ești mult mai... self-doubting în română. Exact, asta e ideea, că este relaxant, așa. Dar... te pune un pic la încercare. Adică ai zice, ai frate, că e super simplu, le pui unde vrei, nu e ca la Tetris. Așa, te îndoiești de tine, ai dubii. Ah.
Cum era faza aia de la Lan și Chepa? Ești în dubii ca poliția din Moldova. That's a nice wordplay there. Jocuri de cuvinte. Jocuri de cuvinte. Nice. God damn it. Nu mai vin de alea de 1. Ar fi utile de alea de 1. Gata. Ai sus acolo linia de skip și cred că am rămas fără skipuri. Aveam 5. Cred că poți să dai la alea 4, 5 care sunt sus și cât e linia aia albă. Deci 6 skipuri ai avea. Dar linia albă se reface, ceea ce înseamnă că ai 5 skipuri plus 1 forever. Uite, acum am mai făcut un skip. Da, când umpli linia mai câștigi un skip. Aha. Nu trebuie să mai las de-alea de 1. Și cum a fost weekendul vostru? Nu trebuie să mai las de-alea de 1, fac una de 1 fix atunci. Bine că mă aud. Level up.
A fost un weekend productiv pentru că am fost la muncă. Suntem în perioada aia a proiectului în care se muncește sâmbăta, duminica. So God damn it. Ok. 2542, 68 de linii, 218 mișcări, 15 minute. Deci ăsta este jocul. Play by your rules. Try a custom game. Salut, Andy! Da, oricum, fiind în perioada aia proiectului, acum gen 3 luni de zile, give or take, s-ar putea să fie așa. Salut, Nic, era... A, poți să faci grid size-ul mai mare. Maximum speed, skip, starting skips, leveling speed, max level, starting level. Poți să ajungi la 20. Am înțeles, spawn zone. Ce tare că linia asta se mișcă, dar numărul ăsta nu se strânge. 5 3 De exemplu, astăzi am ajuns acasă la 8:25. Ia, să vedem opțiuni. Ce opțiune are jocul ăsta? Rezoluție, FPS limit, V-Sync, reflection, bla bla bla, click anywhere to grab. Nu este extraordinar de complex. Practic îl joci și asta. Ai stats. Care zice cât... cât ai făcut. Mai încercăm unul. Am început prost. Încerc să nu mai las de alea de 1. Super. Așadar, dacă într-o zi nu ajung acasă până la 9, să nu vă speriați, să știți că sunt încă în viață. Deși a nins, aici a nins foarte mult. Din azi toată ziua a nins. Am mers pe zăpadă până la șold. Nu credeam că există.
Cât costă jocul ăsta? 5 euro. Dar a fost la Winter Sale la 3 euro. Shit. Salut, Adrian. Welcome to the stream. Jocul pe care îl joc este un Tetris slow motion. Slow people. I'm so funny. Deci bine că sunteți voi primitori, că la cât de dezorientat sunt. Nu-mi dau seama când vin oameni sau ceva. Yay.
Mamă, ce bine au intrat astea. Acum să vină o linie. God damn it. Am impresia că Nick vrea să-și cumpere Metro Exodus de pe Steam. Și acum e supărat că nu mai poate. Adică nu poate să, că are exclusivitate pe Epic. Parcă sunt 100% pe cănele. Mica, marea. Nu știu, n-am jucat prea mult la păcănele, să știu. What's the dealio with the păcănels? Gata. Este bine, bine să dai citate. Hai să dăm drumul la giveaway. Giveaway. Văd că acum merge counter-ul ăsta, să-mi zic că sunt 8 oameni pe stream. Avem pe Adrian, Florinel, Nick, Șamanu, Teo, Florin, de Adrian, Florinel, Nick, Șamanu, Teo, Florin, Andy, Zarnot. Mai e unul. Cine mai este om? Care se mai simte om? Teoretic n-ar trebui să... Ok, deci e un joc făcut de 3 oameni. N-ar trebui să mă numere și pe mine. Că atunci când făceam stream și nu era nimeni, eram... aveam 0 viewer, n-aveam 1. Că eu practic nu mă uit la stream. A, da, oameni logați. Există și de ăștia. Am dat dublu click la giveaway. Ok. Hai să vedem unul cu toate astea la maxim. Nu, sunt două, e doar unul. Holy shit! Play this, motherfucker! Asta e pentru hardcore... secretare. Deși... au avut și la... la facultate în Timișoara o secretară hardcore și au dat afară. A, referințe din lumea mondenă.
Presupun că în lumea modernă îi se spunea secretara porno sau ceva de genul ăsta, că asta este nivelul de creativitate din, de la noi. Era softcore? Dacă aveți drum pe la o biserică în seara asta, v-aș ruga să puneți un acatist pentru Newcastle. Pentru că... joacă cu Manchester City. Și Manchester City în ultimul joc pe care l-a jucat în cupă i-a bătut pe aia cu 9-0. Și eu sunt 95% sigur că noi nu put, gen Newcastle nu putea să-l joace, nu putea să-i bată pe aia. Așa că mai e o seară grea în seara asta. Joacă de la 10. Glume. Oh, joy. Yep. Cât să aveți timp să vă băgați să luați jocul, că văd că nu se bagă nimeni. Bă, dau jocuri gratis și oamenii nu vor. Este... nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic, nu știu ce să mai cred despre voi. Despre lume, în general, despre... dar n-ai niciun prieten care ar putea să-l joace și pe care poți să-i pui... dacă le pun de la margine spre centru, mi se pare că au un fel de sens, logică, nu știu de ce. E... it makes my brain more relaxed. Pot să gândesc așa. Ah, da. Ai dreptate, Florinul. Am înțeles. Deci o să fie ok când o să dau jocuri de console?
O să te bagi? Dacă jocuri de PC nu vreți, ce vrei să fac? Mă extind. Nu. Numai câte două. Yay. Trebuie să dea cineva tonul. Asta e chestia. Someone needs to give the tone. The tuna. Măcar atâta să fii și tu util până pe aici, Florinel. Că în rest nimic nu faci. Simt eu că nu o să mai vin niciodată, dar le-a dat două. N-am mai jucat, adică, nu, n-am mai jucat, în ultimul timp, gen în ultimele două săptămâni, când am avut timp și în timpul pe care jucam LOL, în care jucam LOL pe PBE, Public Beta Environment, n-am mai jucat LOL, am jucat StarCraft 2. Ne-am instalat cu niște prieteni, ne-am instalat StarCraft-ul și jucăm 3 versus 3. 3 oameni versus 3 AI pe hărți de 6. Și mărim dificultatea la AI și vedem dacă ne descurcăm. Am I doing this? Yes.
Oh my God, este super addictiv la cu atât de multe. Am văzut aur pe băie. Mai stau 4 minute. Nice. Se plângea lumea pe băie că sunt unii overpowered sau ceva de genul ăsta, că puteai să faci niște manevră și... N-am înțeles foarte mult, că nu eram foarte atent la ce făceau ea, dar ziceau că poți să ai noroc la draw sau la whatever. Mamă, cât sens am făcut, cât... Oh, n-ar trebui să mai vorbesc. Da, cred că poți să-ți faci cont. Nu știu dacă sunt deschise înscrierile. Că... Adică atunci când mi-am făcut eu erau. Da, că mi-am făcut cont. Si? Sense. Not making much. Este întrebare sau e... afirmație, Nick? Pentru că dacă e întrebare, răspunsul este nu știu. Dacă e afirmație, este... Da, atunci răspunsul este de uite, vedeți? Știe Nick. Da, dar poate unii oameni nu scriu cu semnul întrebării când scriu ceva. Nu știu. Nu vă cred. Când sunt foarte obosit, devin și foarte mean. Deci că sunt Lindsay Lohan în Mean Girls. Lohan în Mean Girls. Și fără niciun scop.
Wow. The fuck am I doing here? Nu știu ce să zic, șamanul, eu nu l-aș supăra pe Florinel. He got the power. La televizor este meciul. O să fie meciul când începe. E pregătirea pentru meci. Interviuri cu oamenii. The troll has gotten trolled by the troll. Troller. Tlor. Torl. I don't know what I'm doing. Mamă, ce-am făcut-o pe asta? Ha! Bun, o să fac extragerea. Sunt 4 oameni înscriși. Dacă vreți să vă înscrieți, do it now or forever hold your peace. 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 Da, poți dau save. La 21 stingem ăsta. Nu mai pot. Văd numai pătrățele în ochi. 24, 3, 2, 1, 0, close giveaway. Înscriși la giveaway sunt Florinel, Șamanu, Teo Florin și Nick. Și dintre ei Florinel câștigă. Mark giveaway is complete. Gata. Să-i dăm jocul lui Florinel, care joc a fost și la Indie Club, în caz că nu știați. A fost în emisiunea numărul 40. Florinel o să pună link la emisiunea 40. Nu, dar știu că Florinel e băiat de treabă și ajută. Datorii pentru review-uri. Avem pe Bing cu Hacknet. Avem pe Nick cu Kerbal Space Program. Și pe Teo Florin cu Forge Battalion. S-ar putea să nu fi... Ok.
Kerbal Space Program. S-ar putea să nu-l fi marcat eu. No, ultimul e Distrust. Ok, bun. Ok, nu, doar v-am citit în caz că ați uitat sau nu știați. Că acum vă ad... Da, ai câștigat așa ceva. Pe 17. Da. Vezi? De asta e bine să fi citit ăsta. Noapte bună, hai să găsim și un stream. Florinel, ți-am trimis link-ul? What the fuck did I do? Nu ți-am trimis link-ul. Oh, am dat copii și după aia m-am plimbat. Gata. E, te-am zis că sunt obosit. V-am zis? Nu, că nu ești obosit. Nu ești. E, nu sunt. Sunt. Cum să nu fiu? Sunt. Doctorul se joacă Heavy Rain. Căutăm întâi oameni care sunt noi. Dar nu se joacă de-astea. Asta este din programul de Revelion cu Vasile Muraru și Nae Lăzărescu? Șamane? LOL. O fată care are un singur viewer. Guys, se joacă League of Legends cu viewer și are un singur viewer. Ce ziceți? Vă băgați? Joacă Irelia Mid. Nu, joacă Zed. Nu știu ce joacă. Nu, Irelia Mid. Oh, shit. A omorât-o Zed. Pleacă, că te omoară. Stop. Hai-te mă că...
L-a omor, l-a făcut pe prost. Bravo. Eu vă urez noapte bună, să fiți cu minți, sper să ne vedem joi, dar până atunci, viață minunată. O să câștige Manchester City, stați liniștiți.